un record, da. Mulțumesc, Adela. Bună ziua tuturor încă o dată oficial. Eu sunt Ana Stamatescu și mă bucur să vă urez bun venit la cel de-al doilea webinar organizat în aceasta împreună cu partenerii noștri de la Societe General Global Solution Center. Dacă nu ați ajuns la primul webinar din serie, nu vă faceți griji, puteți să urmăriți înregistrarea acestuia pe canalul de YouTube al Asociației TechSoup. Alături de mine, astăzi, se află colega mea de la BECA, care îi mulțumesc din nou pentru ajutor și cofacilitare. Prin această serie de webinarii ne-am propus să aducem realitatea și experiența specialiștilor din domeniul IT mai aproape de clasă, unde chiar profesorii, dumneavoastră, porniți dezvoltarea abilităților la elevi, abilități de care vor avea nevoie în viitor. Înainte de a-i da cuvântul invitatei noastre, voi face eu o scurtă introducere a ceea ce ne propunem astăzi. În primul rând, vă voi prezenta pe scurt cine suntem noi, Asociația TechSoup, și resursele noastre gratuite, TechSoup pentru Educație. După această întâlnire, sperăm să știți mai multe despre ce implică managementul unei echipe tehnice globale, care sunt responsabilitățile și caracteristicile unui team leader, dar și exemple concrete de instrumente folosite în procesul de management. Organizația noastră, Asociația TechSoup, pentru cei care încă nu ne cunosc, este un centru de resurse de tehnologie și experiențe de învățare a tehnologiei, atât pentru organizații non-profit, cât și pentru elevi și profesori. Principalele programe pe care le derulăm se împart în două direcții mari. Societate civilă, prin care oferim acces la produse software, soluții digitale și training pentru organizațiile non-profit din țară și Republica Moldova, și educație STEAM, motivul pentru care suntem astăzi aici. În cadrul Predau Viitor, construim împreună cu profesorii din preuniversitar o educație informatică bazată pe probleme reale și creație de produse, aplicată și transdisciplinară. În acest program, conectăm profesorii de informatică de TIC, de informatică și TIC, și la ecosistemul TIC din România și din lume. Îndreptare Digital este un program foarte drag nou, început încă în 2017, special pentru învățători și elevii lor, cu scopul de a iniția în crearea de activități de învățare facilitate de tehnologie. Pe parcurs, ni s-au alăturat în program și profesorii de la liceele pedagogice și elevii lor, viitorii învățători. Așadar, dacă faceți parte deja din unul dintre cele două programe, aici întotdeauna îmi place să invit cei care sunt deja alături de noi în aceste două programe, să ne lăsați un scurt comentariu despre experiența dumneavoastră în chat. Poate mai convingem și restul profesorilor care nu sunt încă în programe să se alăture. Comunitatea TechSoup pentru Educație, care cuprinde cele două programe, Predau Viitor și Îndreptar Digital, a ajuns la peste 25.000 de profesori și ne bucurăm să vedem cum această comunitate crește zi de zi. Pe măsură ce am crescut, am realizat că este nevoie de o platformă care să ofere agregat cursurile noastre gratuite online pentru această comunitate. Și astfel am lansat anul trecut, în octombrie, platforma de cursuri Predau Viitor. Așadar, dacă nu faceți parte deja din comunitatea TechSoup pentru Educație și nu aveți un cont pe Predau Viitor, platforma de cursuri, vă invităm să o faceți și să începeți să beneficiați de toate resursele și cursurile noastre online gratuite. Pe acest slide vedeți o parte din cursurile disponibile în acest moment pe platformă. Cele marcate cu X sunt iterații de cursuri care au calendar fix, care s-au terminat, dar nu vă faceți griji, lucrăm la noi iterații și, bineînțeles, la cursuri noi, care să vină sprijinul dumneavoastră la clasă și nu numai. Acum o să invit pe colega mea Adela să vă mai povestească puțin mai mult despre de ce pentru noi, la Asociația TechSoup, subiectul de dezvoltare de produse tehnice contează așa de mult și ce resurse dezvoltăm în acest context pentru profesorii de informatică, de TIC și nu numai. Adela, ai cuvântul. Mulțumesc, Ana! Bun găsit tuturor și din partea mea! Spuneam și la webinarul de săptămâna trecută că mă bucur de fiecare dată când am ocazia să vorbesc despre contextul în care noi la Asociația TechSoup ne uităm la ce se întâmplă în domeniul IT, în companiile care dezvoltă proiecte tehnice și de tehnologie, pentru a găsi
căi de a aduce această realitate și în școală. Noi am ales să creăm resurse pentru profesori de informatică și TIC, și nu numai, exact așa cum ai spus și tu, în jurul metodei de dezvoltare de produse, de tehnologie, deoarece credem tare mult în potențialul acesteia de a dezvolta competențe la elevi. Când mă gândesc la elevi pe care ni dorim viitori cetățeni implicați într-o societate democratică și prosperă. Și pentru că nu vrem să sune doar pompos și ideal, concret, credem că elevii noștri pot trece de la a scrie cod, la a crea produse de tehnologie care să răspundă unor nevoi reale într-o lume reală pe care sperăm să o înțeleagă mai mult decât la nivel teoretic. Și după cum vedeți și pe slide, dacă e să ne gândim la abilitatea persoanelor de a inova, aceasta, imaginați-vă ca pe un mușchi pe care îl antrenăm zilnic pentru a da rezultate. Pentru a ajunge să inoveze și să creeze produse de tehnologie, pentru noi este clar că elevii trebuie expuși încă din școală la activități cât mai diverse, printre care și cele de creare de produse și, foarte, foarte important, la contexte de lucru în echipă, dacă se poate, pe diverse roluri. Și de aceea invitația și pentru voi, cei care ne urmăriți, este să fiți deschiși, să primiți informații și experiențe de la specialiști din domeniul IT, un domeniu în care poate vor păși elevii voștri după finalizarea școlii. Dacă este să ne uităm la resursele pe care noi le-am creat concret pentru profesori, am dezvoltat împreună cu specialiști din domeniul dezvoltării de produse cursul pe care îl vedeți pe ecran, Introducere în Product Development, care este în continuare deschis pentru înscriere. În acest curs, profesorii învață prima dată despre etapele, procesele, rolurile dezvoltării de soluții de tehnologie. Apoi, al doilea curs se numește Product Development la clasă. Pe acesta îl puteți urma doar dacă l-ați absolvit pe primul și în acest curs găsiți o metodologie, un ghid, pas cu pas, cu lecții descrise pas cu pas, în care puteți să creați experiențe de dezvoltare de produse. Elevii vor învăța despre dezvoltarea de produse la un nivel de prototip, adică nu vă imaginați ceva foarte, foarte complicat. Și aș vrea tare mult să punctez că în aceste activități elevii au ocazia să lucreze aproape exclusiv în perechi și echipe. Și dacă am zis cuvântul echipă, eu mă opresc aici și mai departe o să îi oferim scena virtuală invitatei noastre, Nicoleta Vodă, IT Delivery Manager la Societe Generale Global Solution Center, care vă va povesti mai multe despre managementul unei echipe tehnice globale, care sunt responsabilitățile și caracteristicile unui team leader, dar și exemple concrete de instrumente folosite în procesul de management. Nicoleta, îți mulțumim tare, tare mult că ai ales să ne împărtășești din experiența ta aici în comunitatea Predau Viitor și o să te invit să începem cu câteva cuvinte despre tine. Sigur. Bună tuturor și mă bucur tare mult să mă aflu astăzi aici împreună cu voi și împreună cu colegele de la Asociația Ana și Adela. Mulțumesc tare mult pentru invitația de astăzi. O să discutăm despre un topic nu foarte ușor, dar cu siguranță va fi o discuție foarte interesantă, care sper să vă ajute cât mai mult în organizarea lecțiilor cu elevii voștri, cum zicea și colega Adela. O să fie pregătit deja un parcurs prin care putem simula diverse proiecte și cred că sesiunea de astăzi va fi o bună introducere pentru a vedea cum putem să facem pași în direcția aceasta. Și nu știu, că tot suntem în contextul grevii profesorilor, sper tot pe această cale să avem o țară cât mai educată și sper cu această prezentare să aduc un aport măcar de 0,001%, să spunem, ca să atingem acest ideal împreună. O să încep să prezint
Să fac un share. Cred că s-a întâmplat ceva cu Zoom-ul. Dacă nu vedem niciun prezentarea ta, dacă mai poți încerca o dată. Da, nu mai apare butonul. Știi ce s-a întâmplat? Poți să încerci acum, te rog? Da. Asta era. Îți vedem prezentarea, totul e în regulă. Da. Super. Deci astăzi vom vorbi despre team management. O să zic câteva cuvinte și despre mine, cum au introdus și fetele. Eu sunt de curând delivery manager la Societe General Global Solution Center. Am o experiență în IT de 10 ani. Chiar de curând vom organiza și revederea de 10 ani la terminarea facultății și sunt entuziasmată. Am început cariera IT, cum ziceam, acum 10 ani. Am început ca dezvoltator Java. Nu a fost primul meu job. Am început în diverse roluri care nu erau necesar pe IT, dar erau în telecomunicații, în secretariat și așa mai departe. Primul meu job în IT a fost ca Java developer, deși eu am ajuns la interviu pe un rol de business analyst, dar la interviu s-a concretizat că aș fi mai bună în această direcție. Și așa a început parcursul meu. Prima companie la care am lucrat a fost UniCredit, tot cu specific bancar. După 2 ani de development pe partea de Java, s-a ivit oportunitatea să învăț anumite tehnologii de integrare. Am lucrat alți 2 ani ca pe tehnologiile respective de integrare, iar mai apoi coordonatorul nostru care l-aveam în Italia a trebuit să plece, a schimbat poziția și s-a ivit acest rol de team leader pentru prima dată în viața mea, când a fost necesar să coordonez 3 persoane. Acesta a fost primul meu impact și îmi pare bine că s-a ivit această oportunitate, că în felul acesta am dezvoltat și parcursul care l-am creat până astăzi. Ulterior am schimbat și eu compania, am ajuns la o companie cu specific pe health și acolo a fost nevoie să construiesc o echipă de la zero, am lucrat alți 2 ani acolo. După 2 ani am primit din nou o ofertă de la UniCredit să conduc o echipă mai mare pe partea de integrare, tot creată de la zero. Și în prezent sunt aici la Societe General de 2 ani și jumătate. Nu am creat o echipă necesar de la zero. Când am ajuns aici, erau deja 5 persoane pe partea de development și ulterior, cu timpul, am ajuns să creștem la 16 persoane pentru că și cererile erau pe măsură și am avut nevoie de mai mulți oameni. Să vă zic câteva lucruri și despre mine. Eu sunt din Groa Humorului, din județul Suceava, că am văzut că a postat cineva acolo că e din Suceava. Îmi pare bine să vă cunosc și odată cu finalizarea facultății și masterului m-am stabilit la Iași și, cum vă ziceam, a fost primul meu job aici la UniCredit și îmi continui activitatea de aici din Iași. Ce să zic, mă bucur tare mult că sunteți în număr atât de mare astăzi aici și cred că elevii din ziua de astăzi sunt un pic mai norocoși decât am fost eu, pentru că au parte de astfel de profesori curioși și dornici de schimbare și de a afla cât mai multe lucruri noi. Și sper să avem o interacțiune cât mai activă astăzi. Vă rog să puneți întrebări sau ori de câte ori aveți un dubiu, postați aici în chat. Eu vă las aici și datele mele de contact, ori de câte ori aveți nevoia să mă contactați sau dacă aveți o neclaritate, vă rămân disponibilă oricând, chiar și după această prezentare. Ok, să mergem mai departe. Am început prezentarea cu
prezentarea organizațională care noi avem în prezent în companie, ca să vă dați seama cam unde anume mă poziționez eu și ce tip de oameni avem în echipă, ce tip de roluri și cum interacționează fiecare rol în contextul organizațional. Aici avem un responsabil global din Franța, ulterior este managerul meu, iar cele două componente creează, de fapt, echipa care o avem astăzi. Echipa noastră se ocupă cu generare și creare de documente bancare. Noi le numim template-uri. Dacă ne imaginăm, nu știu, acum 50 de ani, probabil, dacă lucrai într-o bancă, de fiecare dată când aveai o interacțiune cu un client, totul se finaliza cu un document și la momentul respectiv, să spunem acum 50 de ani, cred că deschideai un Word și începeai să scrii un anumit contract, o anumită ofertă, o anumită notificare către client pe care el trebuia să o semneze la momentul respectiv. Dar cum tehnologia a evoluat acum pe parcurs, în prezent, persoana de la ghișeu doar apasă un buton într-o aplicație și deja documentul este generat pe baza unor inputuri, de exemplu, numele acestuia, adresa, numărul de telefon și așa mai departe. Și asta e ceea ce facem noi. Noi definim o serie de template-uri din care clienții noștri au nevoie. Avem în jur de 100 de clienți. Pentru noi, un client reprezintă un subdepartament al băncii. De exemplu, dacă ne imaginăm în cadrul băncii, avem departament de creditare, departament de ofertare, departament de asigurări și așa mai departe. Și în funcție de fiecare flow funcțional, pentru noi, un flow funcțional reprezintă un anumit client pentru care noi dezvoltăm o serie de astfel de template-uri. O să vă arăt mai departe și cum arată un astfel de document. Și asta e echipa despre care vă spuneam și este împărțită în două categorii. Aici avem un IT Delivery Manager, e colega mea Irina, și ea se ocupă cu coordonarea project managerilor, experți funcționali, business analiști și testeri. Toate aceste persoane interacționează direct cu clienții noștri. Adică clienții vin cu o anumită cerere și acea cerere este analizată de acești oameni și planificată în funcție de timpul și disponibilitatea echipei. Iar pe partea de delivery manager, pe partea de dezvoltare, avem diverse roluri. Avem trei team leads, două persoane din India și o persoană în România și avem mai mulți developeri în funcție de tehnologie. Avem developeri StreamSurf sau Xtreme, este o tehnologie de nișă, nu prea se găsește în piață, motiv pentru care a fost nevoie să mergem să recrutăm în India. Și mai avem și dezvoltatori pe partea de Linux și pe partea de Java. În total, suntem 16 persoane. Aici am vrut să vă arăt un pic și localizarea echipei noastre. Cum vă spuneam, avem oameni atât din Franța, România, cât și India. Dacă ne întoarcem aici la organigramă să vă arăt business analiști, avem 2 business analiști în Franța. Restul sunt din România, dezvoltatorii pe Xtreme sunt în India, iar pe Linux și Java sunt în România. Deci este o echipă foarte diversificată din toate punctele de vedere, că avem atât femei cât și bărbați, avem și team leads atât femei cât și bărbați și în toate colțurile lumii. Și aici m-am atașat și un tip de template pe care noi îl generăm, ca să vă faceți o idee cam care este produsul finit într-un final. Aici avem logo și toate informațiile bancare și sunt anumite părți din text care sunt deja prestabilite, de aia le și numim un template, dar sunt anumite valori care sunt variabile. Ok. Mai departe, să intrăm exact în temă.
Ce este un team leader sau un lider de echipă? N-am vrut să dau o definiție pompoasă sau luată de pe Wikipedia. Am zis să vă prezint exact ceea ce simt eu sau ce am simțit prima dată când am avut această oportunitate să devin un team leader. Și cred că este o persoană care are curajul să-și asume responsabilitatea pentru alți oameni în vederea îndeplinirii obiectivelor companiei. Deci, cred că e acea persoană care are curajul să își asume responsabilitatea nu doar pentru ce face acea persoană, dar și pentru ceilalți, pentru ceilalți membri ai echipei. Și care este rolul său? În principal, are rolul de a ghida și sprijini echipa. În al doilea rând, trebuie să-i motiveze și să dezvolte oamenii. Iar în al treilea rând am zis că ar trebui să monitorizeze task-urile astfel încât să se asigure că proiectele sunt finalizate la timp sau la data stabilită precedent. Și am zis să dezvoltăm un pic aceste lucruri, să dăm mai multe exemple care sunt responsabilitățile unui team lead. Și am zis așa că ar fi important ca un team lead să aleagă membrii echipei care au aptitudini necesare pentru proiecte. Dacă ne întoarcem un pic la organigramă, putem observa că aici avem roluri diverse. Avem, cel puțin pe partea de development, avem mai multe tipuri de tehnologii și un team leader ar trebui să poată să identifice aceste diferențe. Dacă un business analyst vine cu o cerere și zice, ok, am nevoie să dezvoltăm un contract de creditare. Un team leader ar trebui să știe că, ok, acea dezvoltare se va face cu o anumită tehnologie sau cu alta. Am mai zis că elaborează și implementează strategii pentru membrii echipei. Ce înseamnă asta? Pot să vă dau chiar și un exemplu. Prima dată când am ajuns în această echipă, toate cererile veneau pe un board. Cum am zis, avem 100 de clienți și fiecare client deschidea câte o cerere. Foarte rar erau analizate acele cereri pentru că erau foarte puțini business analiști și fiecare developer își lua de acolo ce etichet credea de cuvință, fără nicio logică, fără nicio prioritizare, fără nimic. Și la momentul respectiv erau developeri cu diverse cunoștințe. Puteam să avem un developer care era junior, unul medier, unul senior, dar nu se ținea niciodată cont de complexitatea unui task. Și ce am reușit să fac, chiar în primele luni, când am ajuns în companie, am zis, ok, hai să facem o categorisire a acestor task-uri, să vedem care e simplu, care e mediu, care e complex și să le asignăm persoanelor și în funcție de asta și în funcție de experiența care le-o au. Și cam asta ar însemna o strategie. Adică tu îi ajuți pe membrii echipei să-și facă activitatea și să nu se simtă blocați. Imaginați-vă cam cum ar fi fost dacă un junior nu ar fi fost destul de rapid ca să-și aleagă un task de acolo și rămânea cu o dezvoltare foarte complexă. Asta ar fi fost foarte dificil pentru el și cu siguranță va avea nevoie de ajutor și așa mai departe. O altă responsabilitate, am zis că atribuie responsabilitățile membrilor echipei. Cum am zis, un team leader ar trebui să fie persoana care asignează task-uri persoanelor din echipă. Oferă coechipierilor training-urile necesare. Asta mi s-a întâmplat pe toată perioada experienței mele ca și team leader și nu numai. De fiecare dată am fost nevoie să predau ștacheta mai departe, toate cunoștințele mele consider că e o regulă generală pentru un rol de team lead, că ar trebui să predai mai departe tot ceea ce știi și să te asiguri că oamenii tăi se pot descurca în autonomie cu informațiile care le predai.
Și asta constă în traininguri, pot fi traininguri oficiale, bineînțeles, pe diverse tehnologii cu anumiți experți, dar și traininguri legate de informația care tu o aduni în interiorul companiei. Cum e specificul aici, strict pe creare de documente, nu neapărat pe o anumită tehnologie. O altă responsabilitate ar fi să supravegheze activitățile de zi cu zi, să se asigure că taskurile sunt făcute la timp și dacă sunt anumite blocaje, să îi ajute să îi deblocheze. Cum am mai zis, se asigură că proiectul va fi finalizat la timp și fără întârzieri și mai realizează rapoarte în mod regulat pentru management cu privire la progresul proiectelor. Și vă voi arăta și ulterior un exemplu de rapoarte care noi îl facem într-un tool numit Jira. Iar mai apoi se asigură că resursele echipei sunt folosite în mod eficient. Astea sunt principalele responsabilități care eu le-am văzut că a trebuit să le aibă un team leader, dar sunt responsabilități care fac referire strict la activitățile operaționale, să zicem așa, adică din cadrul unei organizații. Trebuie să te asiguri că treaba este făcută așa cum trebuie. Dar mai sunt anumite lucruri care te pot ajuta să devii un mult mai bun team leader, pe lângă toate aceste acțiuni care le-am subliniat până acum. Și imaginea asta mi-a plăcut tare mult și am zis că ar fi important să o share-uiesc cu voi. Ce alte caracteristici sunt importante pentru a deveni un bun team lead sau a fi un bun team lead? Bineînțeles, trebuie să ne referim în primul rând la acele activități operaționale despre care am discutat anterior, dar cred că aceste lucruri sunt la fel de importante sau poate chiar și mai importante decât celelalte. Și putem menționa câteva dintre ele. Unul ar fi ca un team leader trebuie să fie inspirațional și aici putem spune că un team leader trebuie mereu să fie un exemplu pentru oamenii lui. Și activitățile care le face el ar trebui să fie un exemplu pentru oamenii lui, să vadă și ei că și el își dorește să se dezvolte, că și el dorește să dezvolte oamenii să intre o anumită direcție, că ajută oamenii, nu doar din echipă, dar și din echipele conexe. Un alt punct destul de important care mi se pare mie ar fi să avem obiective foarte clare. Și punctul ăsta de comunicare este unul foarte important. Trebuie să trasezi idei și obiective foarte clare. Pentru că, cum ziceam, noi planificăm o serie de task-uri și de activități. Noi lucrăm în sprinturi de 2 săptămâni. Deci, înainte de o perioadă, trebuie să planificăm niște activități pentru 2 săptămâni. Și dacă mergem la echipă și spunem, ok, avem obiectivul să finalizăm 30 de tichete în 2 săptămâni. Acesta nu este un obiectiv foarte clar. Dacă spunem acest lucru echipei, ei nu o să aibă neapărat vreo anumită motivație să facă lucrul ăsta, doar dacă toate persoanele sunt foarte bine intenționate. Dar dacă trasezi niște obiective mult mai clare, să zici, ok, trebuie să facem 30 de tichete în sprintul ăsta, alte 20 în următorul și alte 40 în următorul, ca să ajutăm clienții noștri să automatizeze toate contractele de creditare din BRD Franța și apoi o să avem 100.000 de utilizatori care ne vor mulțumi, că nu va trebui să mai scrie pe hârtie, ci doar cu un click își va rezolva problema în bancă, cu siguranță vor fi mult mai motivați să facă asta și vor înțelege și care este scopul din spatele acestei dezvoltări. Să dăm un bun exemplu, am zis și anterior, tot legat de comunicare, suportul, este foarte important să fii mereu alături de el
și să nu îi spui neapărat cum anume trebuie să facă anumite task-uri, ci să-l ajut să fie un soi de coach, să reușești să pui cât mai multe întrebări, ca el să realizeze singur cum ar trebui să rezolve într-un final problema. Și recognition-ul este foarte important. Chiar noi acum, cum ați văzut, lucrăm cu Franța și cu India și în India se pune foarte mare accent pe recognition. Trebuie văzut la fel pe partea asta de comunicare. Trebuie să-ți cunoști foarte bine oamenii. Și în funcție de care sunt punctele lor sensibile, așa ar trebui să și acționezi. Cum ziceam, dacă în India este foarte important recognition-ul, cu persoanele din India trebuie să relaționezi și să comunici într-un anumit fel. Poate acolo va fi mai mult recognition decât în România. Dar poate, nu știu, unele persoane din România pun mai mult accent pe timp liber. Și după ce au finalizat cu succes o serie de task-uri, putem să le spunem, ok, felicitări pentru ceea ce ai făcut, o să-ți oferim în semn de solidaritate o zi liberă sau putem face o ieșire în oraș, să ne distrăm împreună și așa mai departe. Și la fel mai e important și partea financiară, bineînțeles, dar la fel, trebuie să-ți cunoști foarte bine interlocutorul, să știi cam ce nevoi are acesta. Care are nevoie de mai mult timp liber, în primul rând, care are nevoie de mai mulți bani, în primul rând, care are nevoie de mai mult recognition, sau scopul, cum ziceam. Dacă obiectivul e foarte clar pentru el, poate asta e important. Sau o promovare. Așa. Mergem mai departe. Și am zis ca să înțelegeți un pic care este procesul end-to-end, care trebuie să-l parcurgem ca să avem un produs finit. Indiferent de scopul de business care îl avem, eu v-am dat un exemplu ceea ce face echipa mea în prezent în fiecare zi, că noi ne ocupăm cu generare de documente, dar putem să luăm oricare alt exemplu, care poate îl folosiți și voi în orele voastre cu elevii. De exemplu, nu știu, putem să ne referim la o creare de un site. Să dăm un exemplu. Sunt o persoană care are o idee. De exemplu, mie îmi place yoga. Merg destul de des la yoga și am început să practic și am zis că ok, mi se pare interesant, sunt destul de bună la asta și aș vrea să fac și niște bani din asta. Și m-am gândit că mi-ar fi foarte util să am un site online unde pot să fac programări, acolo să am și prețurile și datele mele de contact. Pot să fac chiar și un streaming online cu ședințele de yoga care pot să le vând oamenilor interesați. Și asta ar fi o idee de business. Și cam așa începe fiecare proces cu o idee. De obicei, această parte de definire a ideilor sau a requirement-ului stă în partea clientului, cum o numim noi. Dacă facem paralela cu dezvoltarea de documente, clienții noștri ar fi oamenii din bancă, efectiv, că ei vin cu nevoia respectivă. Dar să continuăm exemplul nostru cu site-ul. Deci, ideea vine de la client. Sunt eu cea care vrea să facă orele de yoga online și ar trebui să definesc anumite requirement-uri. Trebuie să mă gândesc, ok, cum ar trebui să arate acel site. Și mă gândesc, ok, aș vrea să aibă anumite taburi pe stânga, câteva informații despre mine, un tab unde se pot face programări, date de contact și o imagine drăguță cu yoga și poate și un blog unde pot să scriu recurent. Cam astea ar fi requirement-urile la care eu mă gândesc. Următoarea etapă este să contactez pe cineva specializat care se ocupă cu dezvoltarea de site-uri pe online
Și dacă este o echipă suficient de serioasă, cu siguranță se vor regăsi acolo toate rolurile de care vă vorbeam mai devreme. Trebuie să fie un business analyst, trebuie să fie un project manager, trebuie să fie un tester și o serie de developeri care să lucreze. Și prima interacțiune care o are clientul e cea cu un business analyst. După ce o să contactez firma respectivă, firma o să-mi ofere un business analyst și o să facem designul împreună. El, având deja experiență, probabil deja a făcut 100-200 de site-uri similare, el poate să vină și cu anumite sugestii. Eu poate nu am experiență, eu am venit doar cu ideea, dar business analystul poate să-mi zică, ok, poate ar fi util să avem o integrare cu Facebook și Instagram. Poate vrei să avem pe prima pagină fix butonul de programare. Pe asta interesează pe utilizator cel mai mult. Să-și facă programare când intră pe site-ul tău, nu să citească neapărat blogul sau orice altceva. Deci poate să vină cu idei în faza asta de design care să mă ajute pe mine să-mi creez site-ul ideal. Ulterior ar fi etapa de implementare, efectiv. Business analystul merge la developeri și le zice, ok, uite, asta avem nevoie, am vorbit cu clientul, cine se poate ocupa? Și aici, din nou, vom avea mai multe divizii de developeri. Vom avea developeri care se vor ocupa de partea de front-end, care e efectiv interfața care o vede, utilizatorul, dar este și partea de back-end. Și lucrurile astea trebuie integrate ca să rezulte un produs finit. După ce această etapă este finalizată, totul se dezvoltă conform documentației scrise de business analyst. Urmează etapa de testare și aici avem testerii care inițial vor testa așa cum au înțeles ei pe baza acelei documentații scrise de business analyst, deci se va testa intern. Și va zice, ok, cred că butonul ăsta trebuie mutat la stânga, trebuie mutat la dreapta, o pagină nu se încarcă și așa mai departe. Va detecta tot soi de probleme. Vor fi raportate la development, developerul le va fixa și vor fi trimise din nou către testare până va fi perfect din punctul lor de vedere. Ulterior se va testa încă o dată, dar de data aceasta cu clientul. Cel care a scris inițial requirement-urile cu business analyst-ul. După ce clientul își dă ok-ul, este etapa de deployment, când site-ul este live, clientul este fericit că și-a atins obiectivul și poate să continue cu sesiunile yoga. Și mai avem o etapă de mentenanță. De obicei, după finalizarea oricărui proiect, trebuie să oferim o perioadă de mentenanță, să zic, nu știu, de 2 luni, de 6 luni, de 1 an, de câțiva ani, în funcție de tipul contractului care a fost închis. Dar o perioadă de mentenanță este, poate, nu știu, a fost o pană de curent exact pe serverul unde este stocat site-ul. Sau s-a mai gândit utilizatorul și pagina, nu vreau să se cheme About Me, dar vreau să se cheme All About Yoga. Și ar fi o mică modificare în partea asta de mentenanță sau orice altceva. Cam ăsta e ciclul de dezvoltare, care vă asigur că va fi respectat în orice proces de dezvoltare, indiferent de planul funcțional care există, indiferent de business. Că ziceam că facem paralela cu crearea de documente, la fel se întâmplă și la noi, dar la fel se întâmplă și în orice alt proces de dezvoltare. Și aici, în dreapta, am auzit că ați participat și la o sesiune de Agile și voiam să menționez că și noi lucrăm într-un mod de lucru Agile. Și toate requirement-urile care ajung sunt traduse în stories și cam astea ar fi și statusurile care le regăsim aici. Asta ar fi în to-do, deci ce avem de făcut, totul se pune aici în to-do, în progres, în testare sau când e finalizat și putem face paralela și cu aceste etape. Deci story-urile ar fi definite, cum am zis, în faza de requirements și design. În to-do deja ajung la developeri, în progres
e tot la developer. În faza de testare e în test și done înseamnă deployment și eventual maintenance. Nu știu dacă sunt întrebări până acum, să mai dau un ochi și la chat. Monitorizăm noi, Nicoleta, ce da? Pentru că deocamdată nu sunt întrebări. Noi invităm profesorii să lase întrebări în chat, dar te-aș invita să continui. Mai prelung la sfârșit. Super. Mulțumesc. Aici am venit cu un screenshot din board-ul nostru de zi cu zi, să vă faceți o idee cam cum reușim noi să ne organizăm și ar fi și o recomandare de-a mea pentru voi să reușiți să faceți astfel de simulări și la clasă cu elevii voștri. Tool-ul care l-am folosit aici este Jira. Este un tool de la Atlassian, foarte ușor de folosit. Și aici pot să vă arăt un board al echipei noastre. Este făcut pe 2 săptămâni, cum vă ziceam, de pe 22 mai până pe 2 iunie a fost sprintul ăsta. Și aici avem niște detalii legate de numărul săptămânii din acest an. Și aici avem anumite filtre care le-am făcut în funcție de fiecare persoană care lucrează pe acest proiect. Proiectul se numește PS, adică Production Stabilization, dar nu e important. Și aici avem și statusurile de care vorbeam mai devreme, cu câteva în plus. Aici suntem în to-do, tot ce avem de făcut. Mai avem un status care e blocat. Înseamnă că developerii nu au suficiente informații ca să înceapă treaba, să facă dezvoltarea. Mai au anumite întrebări, anumite dubii, nu a fost descrisă suficient, de exemplu, nu știu cum, dacă facem o paralelă la exemplu anterior, putem spune că s-a deschis un story spunând că Nicoleta Vodă vrea un site. Și atât. Niciun alt detaliu. Ni se întâmplă adesea să avem astfel de requirement-uri de la clienți, pentru că câteodată sunt un pic leneși și nu vor să adauge toate detaliile, câteodată chiar nu au acele informații și trebuie și ei la rândul lor să le ia din altă parte. Și din cauza asta avem astfel de etichete blocate. Până nu avem toate informațiile, nu putem începe dezvoltarea. Apoi sunt toate etichetele în curs. Avem aici un status de validare, care ar fi testarea care am văzut-o anterior. Cum ziceam, noi avem și în general sunt 2 nivele de testare sau de validare. Este o testare internă, se verifică cu testerii din echipă și cu dezvoltatorii din echipă și este o validare ulterioară care se face cu clienții. Mai avem aici un status abandonat. Poate se renunță, poate nu se mai dorește acea implementare și closed sau încheiat. Și la, cum ziceam, sprintul este pe o durată de 2 săptămâni. După 2 săptămâni se face o revizie și cum ar fi ideal, ar fi ca toate etichetele să fie ori închise, ori abandonate sau în cel mai rău caz blocate, dar nici de cum nu ar trebui să fie în to-do, în curs sau în validare. Și apoi să închide sprintul. Aici v-am adăugat și câteva exemple de etichete. Ca aici le-ați văzut un pic high level așa, dar nu vedeți foarte multe detalii, dar de fiecare dată când dai click pe un anumit story, o să vezi astfel de detalii. Și aici poți să adaugi orice tip de descriere. Ai un titlu și aici în acceptăți criteria poți să descrii tot ceea ce îți dorești, ce se vrea dezvoltat. Aici mai avem un resolution unde noi îl folosim ca să punem data de release, de exemplu când se dorește a fi implementată acea evoluție, care este deadline-ul. Și folosim și aici mai multe label-uri, complexity, cum ziceam mai devreme, trebuie să știm cât e de complex și această estimare este făcută de dezvoltatorii noștri. Business analiștii vin cu setul de cereri și dezvoltatorii încep să estimeze, ok, pentru mine
asta mi-a o zi, mie mi-a două, mie mi-a trei și așa mai departe. Și în funcție de asta definim și complexitatea, vedem cât e de dificil pentru ei să dezvolte acest lucru. Și aici v-am mai pus și un exemplu de bug, că după implementare pot apărea și diverse probleme. De exemplu, aici lipsește un paragraf. Au omis dezvoltatorul să adauge un paragraf într-un document. Și este reprezentat ca un bug și la fel ajunge în sprintul nostru sub formă de bug. Putem observa aici un exemplu de genul acesta. Și că tot vorbeam de estimare, un alt lucru care mi se pare foarte important e să se facă mereu diferența dintre efort și durată. Adeseori am avut dificultăți chiar și cu developerii noștri să înțeleagă această diferență, pentru că, cum am văzut organizarea noastră, noi avem o serie de business analysts sau de project manager care ne zic, ok, avem aceste 10 etichete de făcut, dar trebuie să le facem până săptămâna următoare. Și ca să putem face o planificare, cum ziceam, fiecare etichet trebuie estimat, să vedem, ok, avem 10 etichete, cât ne ia? Ne ia, nu știu, să presupunem o zi pe fiecare etichet. Dar ce înseamnă acea zi? Trebuie să facem diferența dintre efort și durată. Dacă spunem că efortul este de o zi, înseamnă că acea persoană lucrează o zi non-stop doar pe acel subiect și nu mai face absolut nimic. Deci o zi reprezintă 8 ore, 8 ore lucrează în continuu pe acel tichet, ceea ce e aproape imposibil. Și de aceea, de fiecare dată când vorbim cu un business analyst, cu un project manager, cineva care face planificarea, trebuie mereu raportat la durată. Și noi avem o serie de astfel de calcule făcute pe fiecare persoană în parte și putem adăuga și anumite bufere. Să vă dau și un exemplu. Cum ziceam, avem un sprint dedicat pe 2 săptămâni. Putem da exemplu chiar pe mine. Dacă eu lucrez timp de 2 săptămâni, înseamnă că lucrez timp de 10 zile. Dar nu o să consider 10 zile disponibile pentru Nicoleta Vodă, pentru că Nicoleta poate mai are câte un meeting, două în fiecare zi, sau poate 3. Poate apar urgențe, poate apar bug-uri de tipul acesta care n-au fost planificate. Trebuie păstrată o pauză și de prânz. Poate mai vin anumite cereri de analiză. Și din cele 10 zile disponibile, eu pot să zic că efectiv pentru story-uri, pentru dezvoltare, pot să aloc, nu știu, 80%, 70%, în funcție și de durata celorlalte activități. Dar asta e important, să facem mereu diferența dintre efort și durată. Și când întreb pe cineva, ok, ai tichetul ăsta, cât îți ia să faci tichetul ăsta? Și el zice, păi, 2-3 zile. 3 zile, cred. Și mereu trebuie pusă întrebarea, ok, dar 3 zile reprezintă efortul sau 3 zile reprezintă durata? De cele mai multe ori oamenii fac referire la durată, pentru că ei deja știu că, ok, mai am 3 meeting-uri și mai am 2 etichete la care lucrez în paralel și cred că pot să-l termin și pe ăsta în 3 zile. Dar, de fapt, efortul poate e de o zi sau de o zi jumătate. Și aici intervine alt factor care e de luat în considerare și e anume prioritizarea. Pentru că, cum putem observa și aici, avem întreg bordul și întreg bordul cu toate etichetele sunt împărțite la diferite persoane. Dar, de exemplu, putem observa aici că avem o iconiță. Acest etichet este asignat unui coleg de-al meu, Ionuț, și acesta la fel. Și astea la fel care sunt finalizate. Și oamenii ar trebui să știe, în primul rând, care este prioritatea. Noi am estimat, am făcut totul și știm că Ionuț are de finalizat 5 tichete în 2 săptămâni, dar trebuie să îi explici și în ce ordine. Nu e suficient să le zici, ok, nu mă interesează, le faci tu când și cum dorești, pentru că poate clientul ăsta de aici are deadline mâine. Ăsta de aici poate are deadline în 2 săptămâni și ăștia au în decembrie.
dar el poate a finalizat cel cu deadline în decembrie prima dată. Deci asta este un alt lucru de luat în considerare. Vreau să definim și prioritatea pentru tot ce avem de făcut. Diferența dintre efort și durată, de ținut minte, și prioritizarea, ca lucrurile să fie foarte clare pentru oamenii din echipă. Și aici v-am adăugat un screenshot legat de Jira, acel tool care l-am văzut împreună, și v-aș recomanda să faceți subscribe aici și să folosiți acest tool. Văd că puteți să-l folosiți gratis pentru 10 utilizatori și cred că ar fi foarte util ca elevii să înceapă să se joace cu acest mod de lucru, care e de altfel și foarte intuitiv, nu trebuie foarte mult training, sunt multe videouri și pe YouTube, dacă e necesar sau pot să vă ajut și eu, dacă aveți nevoie cum să vă creați un board de genul acesta, cum să puneți anumite filtre, dar e destul de intuitiv, pot să zic. Așa, v-am lăsat și link-ul aici, cred, da. Și ăsta ar fi primul tool care mie mi s-ar părea ideal de folosit într-o simulare de proiect care o puteți face cu elevii voștri. Și alte tool-uri care le văd eu indispensabile și care lucrăm cu ele în fiecare zi, la fiecare oră și fiecare minut, este Teams-ul. Cred că este folosit în majoritatea corporațiilor de acum și nu e suficient să folosim Teams ca și Zoom, de exemplu, adică doar să ne conectăm la o conferință, să știm să facem share și să scriem în chat. Dar Teams oferă mai multe funcționalități, poți crea anumite grupuri, în grupurile respective se pot discuta pe anumite subiecte, se pot atașa documente care sunt legate la SharePoint. Poți crea anumite quiz-uri, poți adăuga documentații, sunt multe lucruri care poți să le faci cu Teams. Poți să faci modificări real-time pe documente, de exemplu faci un grup, noi avem un grup de echipă, se numește SGI acolo, și dacă dai click pe grup, poți să vezi toate fișierele care sunt importante pentru acea echipă. Și dacă dai click pe fișier, poți să modifici acel document real-time. De exemplu, principalul fișier care noi l-avem acolo și îl folosim în fiecare zi e Holiday Planning. Este un Excel unde ne punem toate absențele. Și acel document este modificat real-time de toți membrii echipei. Asta mi s-ar părea indispensabil, folosirea Teams-ului și, bineînțeles, folosirea Outlook-ului, care la fel este folosit în orice organizație. Și nu e suficient să știm doar să trimitem un e-mail sau să primim un e-mail, ci sunt mult mai multe funcționalități. Eu, cel puțin în rolul meu curent de manager, dar și până acum ca și team lead, toate activitățile care trebuia să le fac se regăseau efectiv în planning-ul meu de Outlook. Chiar și activitățile personale care le aveam, îmi blocam acolo slotul și știam că nu, și ceilalți știau că nu sunt disponibilă. Și cred că este foarte important de folosit atât pentru planning, dar cât și pentru mail-uri. Trebuie să știi cum anume să trimiți un e-mail, să faci anumite exerciții, să știi, ok, cărei persoane te adresezi, cum anume trebuie să scrii, că într-un anumit mod vei scrie colegului, într-un anumit mod îi vei scrie managerului tău. Și cum să folosești toate regulile de gestiune, de exemplu, dacă vrei să-ți muți în niște e-mail-uri care vin recurente de la HR, vrei să ți le muți într-un anumit folder. Trebuie să știi să poți să implementezi o astfel de regulă. Sau vrei să trimiți un e-mail, dar trebuie să știi diferența dintre CC și BCC sau lucruri de genul ăsta. Și v-am promis că o să vă arăt și niște dashboard-uri. Înainte de mai departe, poate a apărut un mic comentariu apropo de Teams, poate vrei să faci o mică sugestie sau o completare apropo de securitatea datelor pe Teams. Avem o doamnă care este îngrijorată. O secundă să văd întrebarea.
Ai vorbit tu că folosiți foarte mult Teams. Da. Și, de fapt, cred că întrebarea este cât de sigură este folosirea Teams în cadrul echipei voastre. Da, da. Pot să-ți confirm că este foarte sigură. Cel puțin în sistemul bancar nu există securitate mai mare de atât. Cât am lucrat și la UniCredit și la BCR, există un întreg departament de sute, chiar mii de persoane care se ocupă doar de securitatea datelor. Nu poți să trimiți nimic în extern, nu poți să primești nimic în extern, sunt multe leere de securitate, toate site-urile sunt interzise. Este un alt motiv pentru care facem prezentarea de astăzi pe laptopul meu personal, pentru că nu poți să faci astfel de conferințe, toate site-urile publice sunt blocate și poți să lucrezi doar pe mașini virtuale. Deci totul este securizat, sunt, cred că, 10 leiere de securitate, nici dacă și-ar dori cineva să ajungă la Teams nostru, nu ar fi imposibil, cel puțin în sistem bancar, că vă ziceam că am lucrat și în sistem bancar, dar și în sistem de sănătate. Acolo, în sistem de sănătate, mă ocupam cu monitorizarea datelor de pe smartwatch-uri. Luam date de pe smartwatch-uri cu o firmă din Finlanda și le prelucram și le trimiteam medicilor care erau interesați de datele pacienților. Și acolo nu era o securitate la nivelul acesta, adică, ok, aveai drepturi pe laptop, puteai să dezvolți ce aveai nevoie. Bineînțeles, exista un departament de securitate care făcea aceleași lucruri, dar nu la nivelul acesta, ca în sistemul bancar. Deci, da, pot să confirm. Dar depinde de companie, bineînțeles, că dacă este o companie care nu pune accent foarte mult pe securitate, pot exista probleme în folosirea Teams-ului. Mulțumim pentru precizări. A revenit și doamna care a pus întrebarea pe chat. Spune dânsa, Teams are acces la toate datele companiei, sau cel puțin la cele utilizate pe Teams, apropo de breșe de siguranță. Da, dar depinde și cum anume este folosit. Pentru că, ziceam, noi avem Teams-ul folosit și configurat la nivelul fiecărei echipe. Noi avem un grup creat, un grup pentru noi și nimeni din altă echipă nu poate să acceseze grupul nostru. Sunt la fel drepturi date de utilizatori în funcție de ceea ce ai nevoie. Și la fel cu fiecare echipă din companie. Ok, și vă ziceam că o să vă arăt niște rapoarte pe care noi le pregătim pentru managerii noștri, să vedem cam ce ar fi important pentru ei. Cum vă ziceam, avem un proiect care e în curs acum și ar fi interesant pentru ei să vadă, ok, care sunt persoanele care lucrează pe acele proiecte și care este statusul. Să ne imaginăm că au trecut un sprint 2-3. Și trebuie să vedem care este parcursul. Și aici v-am prezentat o serie de dashboard-uri care evidențiază exact aceste lucruri. Putem observa că sunt multe etichete blocate aici, câteva în analiză, foarte multe sunt încă neîncepute, 23 în progres și așa mai departe. Astfel de rapoarte sunt prezentate managerilor noștri și, cum ziceam, și persoanele care lucrează pe acel proiect. Când vă ziceam că facem calcule referitor la efortul disponibil pentru fiecare persoană, astfel de dashboard-uri ne ajută și pe noi să ne asigurăm că oamenii nu sunt prea aglomerați, că n-au prea multe task-uri de făcut în acele 2 săptămâni. Deci dacă noi știm că 2 săptămâni reprezintă 10 zile și din cele 10 zile noi trebuie să considerăm 8 sau 7, cam ăsta e raportul nostru și aici putem observa, de exemplu, această persoană în Govardan are 13,5 într-un sprint. Deci, cu siguranță are prea multe etichete decât ar putea să finalizeze în 2 săptămâni. La fel și aici. Sau sunt anumite persoane care au mult mai puțin și am putea să le distribuim în mod egal, să ne asigurăm că toate persoanele sunt ocupate într-un mod corect. Și alte tipuri de rapoarte, bineînțeles, le facem și cu nelipsitul Excel.
și de asta l-am și adăugat aici. Nu cred că există corporație la momentul prezent care să nu mai folosească Excel în mod constant. Chiar și noi îl folosim, deși avem aceste rapoarte frumoase, dashboard-uri în Jira. De multe ori nu avem toate informațiile aici, trebuie să le legăm cu alte ID-uri și așa mai departe și mai apoi să avem un raport final. Și v-am adăugat și aici. Și legat de documentații, bineînțeles, continuăm să facem documentații și cu Word, dar avem un tool în cloud, tot de la Atlassian, numit Confluence, care cumva e fratele cel mai mare al lui Jira. Și tot aici ne adăugăm și noi toate documentațiile care le avem la nivel de echipă, dar și la nivel de companie. Este un tool folosit la nivel de companie. Și de fiecare dată când ai nevoie de o anumită informație, e suficient să dai un search aici și o să găsești tot ce ai nevoie. E mult mai ușor de stocat decât să ții toate documentațiile într-un Word și când trebuie să găsești ceva, ți se pare imposibil. Trebuie să deschizi 100 de documente și să găsești ceea ce trebuie. Decât aici le ai toate online și disponibile la un click distanță. Și la final v-am lăsat și câteva recomandări. Sunt trei cărți pe care eu le-am citit și mi-au plăcut tare mult, care fac referire la topicul nostru de astăzi. E de la Brené Brown, Îndrăznește să conduci. Ea a făcut un studiu pe 20 de ani care vorbește exact despre primul topic care l-am discutat astăzi, adică despre curajul de a conduce, curajul de a fi vulnerabil și cum să ai atitudinea potrivită într-un astfel de rol. Am mai adăugat și Liderii mănâncă ultimii, la fel este o carte scrisă de Simon Sinek. El este foarte, foarte renumit atât pe rețelele sociale cât și pe YouTube, peste tot să găsiți multe videouri legate de el. Promovează foarte mult ce înseamnă să fii un lider și nu un manager și ce este important, ce trebuie să ții cont, cum ziceam, că e nevoie de foarte mult suport și e nevoie, chiar a subliniat în această carte, zicea Simon, că e important ca liderul, e cel care are curajul, cum ziceam anterior, dar să fie primul care se aruncă într-o prăpastie, într-un pericol, el să cărmuiască, de fapt, corabia, ca să dea un exemplu pentru ceilalți. Și o altă carte care mi se pare foarte utilă, legată de partea asta de comunicare, că ziceam, e foarte important să știi cum să comunici cu oamenii tăi. Și am recomandat cea de la Dale Carnegie. Și v-am lăsat și câteva link-uri de YouTube, cu siguranță sunt și mai multe, puteți merge de la unul la altul și o să vă ocupați o întreagă zi cu acest subiect, dacă sunteți interesați. Mulțumim mult, Nicoleta. O să aveți acces la tot, că avem o întrebare pe chat, o să aveți acces la înregistrarea acestui webinar. O să revenim și cu un mail de follow-up, deci nu vă faceți griji, toate resursele, toate link-urile date de către Nicoleta o să le aveți și pe mail și în descrierea înregistrării pe YouTube. Mulțumim mult, foarte mult, Nicoleta, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mai așteptăm câteva minute, știm că am depășit puțin timpul, dar mai dorim să stăm câteva minute. Vreau eu să te întreb ceva până când mai vin pe chat. Apropo de abilități dezvoltate în școală, să zicem că ești elev din nou, ce activități ți-ai fi dorit să faci mai mult la școală și cum te-ar fi ajutat în poziția în care ești acum în societate? Da, sunt multe lucruri care mi-aș fi dorit să le fi făcut. Unele lucruri nu le-am făcut din cauza mea, pentru că am fost ușor leneșă în perioada respectivă, dar unele lucruri chiar nu erau disponibile la momentul respectiv. Cred că pe ce aș insista foarte mult e pe învățarea limbilor străine. Am observat de când sunt în câmpul muncii, nu există companie unde să nu fie nevoie să vorbești în limba engleză, absolut fluent,
cum ați văzut, și oamenii noștri sunt din toate colțurile lumii, deci trebuie să știi și franceză, și engleză, de multe ori italieni, indieni nu știu franceză și trebuie să reușești să faci traducerea dintre persoane cu persoane externe și așa mai departe, deci asta mi se pare absolut obligatoriu. Și cred că vă și recomand, dacă veți dori să faceți astfel de simulări, de proiecte cu elevii voștri, chiar vă recomand să faceți niște simulări și în limba engleză. Măcar, nu știu, un slide să fie prezentat în limba engleză sau o anumită cerere de la client să fie în limba engleză sau franceză sau italiană. Asta mi se pare foarte important. Un alt lucru care pot să zic că mi-a lipsit a fost să învăț mai mult despre inteligență emoțională, că este de fapt al treilea slide pe care am lucrat, care face referire exact la soft skills și pe care se insistă foarte puțin în general, adică de cele mai multe ori oamenii se focusează efectiv pe obiectivele operaționale. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să-ți faci cel mai bine treaba și nu mai contează nimic altceva. Dar cred că partea asta de inteligență emoțională, să știi cum anume să colaborezi cu colegii tăi, să fii empatic, să înțelegi, să vezi ce probleme au, să-i ajuți și cum anume să faci asta, eu am învățat cu timpul, că n-am avut parte de astfel de cunoștințe, nici la liceu, nici la facultate, nici în gimnaziu. Și poate și partea asta de parte financiară, bugetară, să zic. Și asta ar fi foarte important. Pot să zic că am avut la dispoziție instrumente și ore și cursuri, dar n-au fost neapărat făcute în direcția pe care lucrez astăzi. Adică s-a făcut economie, dar n-am fost învățată neapărat cum anume trebuie să economisesc. Că și la nivel de echipă ai un anumit buget care trebuie să respecti, care trebuie împărțiți între toți membrii echipei, în funcție de proiecte și așa mai departe. Și da, cred că și asta e destul de important. Să știi cum anume să economisești, partea financiară și economică. Mulțumim mult, Nicoleta. Avem foarte mulți profesori care te-au ascultat acum și sperăm să ducă la clasă câteva din propunerile tale. Adela, dacă mai ai tu câteva, orice întrebare sau remarcă de final? Nu chiar de final, dar și eu voiam să spun, să continui pe ce ai spus tu, Ana. Chiar cred că foarte multe din prezentarea Nicoletei se pot duce la clasă, inclusiv din responsabilitățile și caracteristicile unui lider. În plus, pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să vă spun că am lăsat pe chat link-ul și către cursul nostru Introducere în Product Development, unde o să regăsiți foarte multe dintre conceptele pe care vi le-a prezentat Nicoleta și sperăm din suflet să vă scrieți și să ne vedem cu bine în alte contexte în care să vorbim despre product development. În plus, nu uitați și chiar sper să rețineți și ce a punctat Nicoleta legate celelalte abilități, nu doar tehnice, pe care elevii au nevoie să fie dezvoltate încă de pe băncile școlii. Sper că m-ați auzit printre zgomotele de vor mașină de la mine. Și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mulțumim mult, Adela. Mulțumim, Nicoleta, încă o dată. Mulțumim tuturor care au participat și care au stat până acum cu noi. Revin așa cum am promis pe mail, cu prezentarea, înregistrarea și toate resursele de astăzi. Seară bună în continuare. La revedere! Mulțumesc. Rămân și eu disponibilă pentru orice alte întrebări, dacă ai nevoie. O seară faină! O așteptăm pe Adela să dea stop recording, să fim siguri.